Valul 5 al pandemiei a creat multe controverse. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au declarat faptul că datorită imunizării puternice actuale în Europa și a severității mai scăzute a variantei Omicron, continentul se află într-o situație de încetare a focului, care ar putea conduce la sfârșitul pandemiei de COVID-19. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat faptul că se apropie momentul în care autoritățile vor spune că nu mai este nevoie de stare de alertă. Acest lucru ne duce cu gândul că ar putea fi sfârșitul pandemiei. E posibil. E posibil să fie ultima variantă. Dar în același timp e posibil să se dezvolte o altă. Asta e că nu putem fi siguri de nimic. Momentan. Acum depinde de cum va evolua, în viitor. Eu știu virusul. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat faptul că de săptămâna viitoare ar putea începe trendul descendent al pandemiei. El de asemenea a spus că o tranșă de 50.000 de cutii de pastile anticovid a sosit marți în România și speră ca numărul cazurilor care sunt complicate și decesele să se reducă în perioada următoare. Aveți speranța că anul acesta vom scăpa de COVID? Speranța dintotdeauna a fost, este și va fi. Da, o am speranța că să scăpăm o dată. Da. În primul rând, e problema cu restricțiile. Da. Vă doriți să scăpăm de restricții, să ne întoarcem la normalitate? Corect, e foarte corect. Așa trebuie. Așa e și normal viața, fără restricții. În România n-am văzut cum sunt eu. Exagerate, sunt prea exagerate. Deci, da, da. Pentru că în Anglia, în Germania, e și în Germania, e și în Austria, e și în Belgia, e și în Olanda, sunt licitii, sunt, nu, dar nu chiar așa de care în România. Sperați că este sfârșitul pandemiei? Așa spune și eu. Acum depinde de cine conduce. Depinde cum este, o să trăim în continuu, cu pandemia care este o continuu, cu boala care este în continuu, cu un fel de prăceală. Dar acum simțiți mai relaxat ca anul trecut, ca în valul 4. Da. Sfârșitul pandemiei este un scenariu posibil. Tulpina Omicron determină forme ușoare și medii de boală, ceea ce ar reprezenta un avantaj. De asemenea, datele din acest moment arată că și vaccinurile își păstrează din eficiență, dacă într-adevăr se va dovedi că această variantă virală este mai blândă și va produce forme mai ușoare decât Delta. E posibil că acest lucru să determine acel scenariu în care vom coabita cu mult mai mare ușurință cu ea și va deveni o infecție banală.